Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer și pe RPG Crawland. Ultimul episod pe 2019 pe care îl filmez pe SV. Înainte de a începe acest episod, v-aș vrea să îndemn să apăsați butonul de like, să vă abonați și care sunteți noi, să apăsați pe clopoțel, bineînțeles, să-mi dați un follow pe Instagram, eu sunt Alex Barăjo și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la ultimele videoclipuri. Nu mă așteptam să strângă un așa număr mare de like-uri. E ok, canalul merge bine. Sper că în 2020 să fac și eu măcar 10.000 de abonați. Acum nu știu, să vedem. Mai un pic și facem 4.000, nu contează asta. Și vă aștept mâine, la mâine seară, că dimineața o să dorm cel mai probabil. Vă aștept mâine pe un live, mâine seară, nu știu pe la cât, o să vedeți. Activați acolo notificările și na. Ce s-a mai întâmplat pe server? Că de când ultima dată când am filmat, serverul nici nu era deschis, parcă, dacă nu mă înșel. Bun, păi, stați. Eu am 40 de ore, mă rog, 39, 250 de rupuri din 20, o să rămân la level 7, cel mai probabil. Mi-am făcut clan, cei care vreți în clan, clanul Quantum, cu tagul Q, vedeți și cum e tagul la mine, dar momentan clan e cam full, deci nu știu cum să intrați în clan. Ăștia mi-ar fi, ăștia mi-s membrii mei, am câțiva din staff și... câțiva oameni care nu sunt încă în staff. Am spus încă pentru că nu știu dacă o să ia funcție sau nu. Da, mă rog. S-au ales ieri câțiva helperi, doi lideri la paramedic și la SI, parcă factions, nu știu dacă apare în factions. La SI, da, Heruvium și la paramedic WWE, ăsta mare wrestler sau cum era chestia aia. Bun. Altceva, ce să vă mai zic? Ce s-a mai întâmplat pe server, ce nu s-a mai întâmplat? Bă, am avut o reclamație la admin pentru abuz de funcție între ghilimele. Care a fost faza? Omul făcea spam pe WT. Eu am făcut așa reclamații, l-am sancționat, mi-a făcut mie reclamație pentru abuz de funcție. Nu mai zic nimic, că i-am dat mut. Acum am, na, asta e. Omul și-a luat sancțiunea, încă nu știu dacă mi-a închis reclamația sau nu, dar nu a fost niciun abuz aici. Și a mai fost o chestie, l-am banat pe Cristian Q, parcă, da, l-am banat pentru reclamă, el fiind YouTuber, ci că aveam acolo la copy-paste în câtul V, gen un server. Și credea că are live-ul lui și când am vrut să-l dea pe frecvență a dat serverul ăla și băieții au făcut reclamație și... aparent luase deja bani pentru reclamă și a primit un ban de la ERA, dar reclamația era încă deschisă, adică nu știu de ce n-a fost închisă sau care a fost faza. Și eu, bineînțeles, că am închis-o și l-am bănat, pentru că n-aveam de unde să știu că a fost bană pentru asta, pentru fix dovada aia. N-aveam de unde să știu că a luat un ban pentru dovada aia sau alte chestii. Aparent a luat un ban, totul e ok, dar el a făcut un videoclip acolo, că vai, că nu știu ce, că am fost banat, că... prima dată era m-a debanat și după aia a venit și m-a banat, mi-a dat mesaje pe Discord, chestii de genul, bă, hai să ne calmăm totuși, că e un ban, nu-i mai mult. Na, mă rog, în fine, nici acolo n-a fost abuz de funcție, așa că nu mai spuneți că am făcut abuz de funcție sau alte chestii, că, na. Pe server s-a mai băgat un quest, ceva quest de Revelion pe care puteți să-l faceți doar o dată. În ce constă acest quest? Păi aveți nevoie de un aparat foto, dați start quest și... o să trebuia să mergeți pe aeroportul din SF, parcă, da. Dați acolo start quest după ce aveți o cameră din aia foto de o las din 24x7. Și aveți de făcut poze, parcă la spawn, DMV, farm, fish și DS, parcă 5 locații, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte, știu că l-am făcut extrem de repede, 5 minute, cred. Și am primit 1000 de pet XP din alea, un caca și ceva, 13 puncte premium. Ce-am mai primit? Râpuri, parcă vreo 4 și cam atât. Ce bug, frate? Mamă, îmi spune mie că au găsit bug-ul, de parcă aș putea face ceva să mor. M-aș băga să fac niște reporturi acum pe... pe videoclipul ăsta când îl termin, ia ce? Ce vrea să zic ăsta, mă? Că îl duce la fish? Da, da, bun. Mă rog, e un bug. După ce termin quest-ul, vă teleportează la fish, nu e, nu știu ce. Nu cred că o să mai fie rezolvat, pentru că oricum quest-ul ține doar astăzi și nu știu dacă poți să-l faci mâine. Din câte am înțeles, poți să-l faci doar o dată, deci... nu cred că o să mai fie mâine, deci oricum nu cred că are rost să dea restart pentru a scoate așa zisul bug.
Oricum nu e cine știe ce de bug, că te teleportează la fiș și de acolo te descurci. Dar mă rog. Poți să-l faci de mai multe ori? Nu poți să-l faci de mai multe ori. Bun. Care e faza? Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Nu știu, hai să fac niște reporturi. VR se bloca spre 1.8. Slap 1.8. M-a dat aici spawn, mi spawn 1.8. Gata, frate, spec off. Bun. Pentru cei ce vă întrebați de un mod, pentru că știu că am zis să fac un mod de iarnă, e în lucru, momentan sunt cu GTA Clear și am genaste de iarnă. Știu că vă rupe loc zăpada asta, dar n-am ce să fac, că Rainbow e din cod. Ăsta ar fi codul. Și cam atât. Știu că am zis că, gen, mi-a expirat licența la V4, dar mi-a luat-o înapoi, pentru că, nu știu, îmi place prea mult Rainbow din V4. Și, na, de acolo am Rainbow pe cam tot ce vedeți pe ecran și pe skin. Deci, na, nu e ceva mod, nu-l cereți pentru că n-aveți cum să-l primiți. Nu vreau să fac reclamă la V4, dar dacă chiar vreți să-l luați, Phenomzor, stai, hai că pot să scriu phenomzor.net, parcă așa era. Mă rog, și de acolo aveți toate instrucțiunile dacă chiar vreți să vă luați V4. Spec 232. Nu ești blocat, amice, sau? Mă rog, eu îi dau un slap 232. Un freeze 2-3-2 și când revine noi mai blocat. Gat. Bun. Stați. Am 24 de puncte primul, pot să-mi cumpăr ceva din shop? Hai că pot dacă e să mor. Aștept să vină panelul nou ca să deschidă liderii aplicațiile, ca să intru și într-o facțiune. Probabil o să intru în SI sau un paramedic, pentru că astea sunt primele facțiuni la care s-a deschis. Sau probabil o să intru în PSPD, nu știu, să văd. M-am gândit să le iau așa în ordine, gen prima dată e Infections, LSPD, să intru în LSPD, fac un rang 5, hâț, după aia intru în altă facțiune și tot așa și... fac așa, iau toate facțiunile, mă rog, în afară de mafii. Apropo, când alegem liderii de mafii, nu vă spun, probabil într-o săptămână, cam așa, încă nu știu, nici eu și nici băieții, prima dată trebuie să se aleagă lider la celelalte facțiuni care sunt mai importante decât mafiile. Și, na, pe server acum sunt 250 de oameni, ora 12, ne-am strâns ieri 700 și, na, serverul merge bine, zic eu. Stați așa, numai după ce dau tab nu mai mi-apare chestia aia și nici dialogurile, nu știu de ce. Știu că e de la un mod, dar nu mai țin minte de la care. Mă rog, am 2000 de reporturi, dintre care 200 făcute ieri, 250 chiar. Și na, nici nu știu ce zi azi, parcă e marți, luni, marți, nici nu știu. Am pierdut complet chestia asta cu zilele de când sunt vacanță și na. Mă rog, ăsta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like acolo, să vă abonați și care sunteți noi, să apăsați pe clopoțel. Și na, vă aștept pe server, dacă vreți să vă apucați referal 15, sănătate, numai bine.